Salut! Bine ați venit la primul videoclip pe 2024, primul videoclip în care apar și eu. Tot am postat shorturi. Acest videoclip va apărea prima dată pentru abonați, iar săptămâna următoare va apărea pentru subscriberii obișnuiți. Ca idee, am vrut să fac un video cu achizițiile mai interesante din piața de vechituri de anul trecut, dar trebuie să trec prin toate videoclipurile și, sincer să fiu, nu prea am avut chef, că sunt destul de multe chestii. Așa că am zis să fac video ăsta, să vă arăt aventura acestui PSP. Ideea e că mi-a luat cam un an de zile să-l fac să fie complet. Evident, puteam să iau de pe OLX-1 și să rezolv problema, dar am zis că dacă tot l-am luat, să încerc să-l fac. Ideea e în felul următor. Acest PSP l-am luat din piața de vechituri din Oradea. A fost 200 de lei. Dacă era simplu PSP-ul numai așa, efectiv nu-l luam. Dar a venit cu 7 filme, mai am unul și o să vă explic ce s-a întâmplat cu ele. Un joc, o carcasă goală, nu știu ce jocuri, dar sunt aici, așa, și un joc de PlayStation 3. Na, bun. Am spus că au fost 200 de lei, plus filmele care nu le mai am, plus un cablu de alimentare, a fost 210. Bine, avea problemă cu bateria, nu se încărca, o problemă destul de frecventă la PSP-uri. Așa că aventura continuă. Ăsta l-am luat undeva anul trecut prin primăvară și doar la sfârșitul anului trecut, prin noiembrie, parcă am găsit două PSP-uri defecte în Oser, în Cluj, cu 50 de lei. Le-am luat pe ambele și am avut noroc ca unul dintre ele să aibă baterie, că de-aia le-am și luat, că de nu cred că nu le luam, și să fie funcțională. Bateria e ok, ține cam 3 ore, 3 ore jumate, și pe PSP-urile respective am dat 50 de lei. Deci, costul acestui PSP a fost 260 de lei. Găsești mai ieftine pe OLX, dar povestea continuă. Chiar în ultimul episod din an am mai găsit un PSP defect, dar avea card de memorie, avea care are și jocuri pe cardul de memorie. De aia l-am și păstrat, pentru că este un micro SD cu adaptor de memory stick Pro Duo și nu aveam, și toate cardurile de memorie erau cam mici. Așa că cardul respectiv a venit numai bine. Acel PSP am dat 25 de lei. În total, ca să am acest PSP, a fost 285 de lei. S-o meritat, nu s-o meritat, nu știu, puteți să vă dați voi cu părerea prin comentarii, dar ideea e în felul următor. O parte din bani am recuperat. Unul la mână, am vândut filmele respective cu 20 de lei bucata, recuperat 120 de lei, mai vândut cele două PSP-uri, cel alb și cel negru, cu 120, deja am 240 de lei, și am mai vândut PSP-ul defect, de la care am luat memory stick-ul, memory card-ul, și am rămas cu, ăla l-am vândut cu 60 de lei, și am rămas cu un plus de 15 lei. Practic, această consolă, pot să zic că a ieșit gratis, a rămas cu acestea, consola, dar a fost de durată. Ideea e că, într-un fel, se merită să cumperi din piața de vechituri, într-un fel nu. Depinde cum ai răbdare. Dacă ai noroc, prinzi o chestie care e funcțională, poți să o vinzi dublu, triplu preț. Dacă nu, poți să-ți recuperezi o parte sau măcar o parte din banii respectivi. Da, ideea e, trebuie să ai răbdare. Acum, nu știu ce spuneți voi,
s-a meritat sau nu s-a meritat acest PSP, practic gratis, plus 15 lei ciubuc de o cafea sau de 3 cafele Noser. Acesta a fost videoclipul, primul videoclip pe anul acesta. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!